Salutare și bine te-am regăsit! La momentul la care am făcut eu primul contact cu Oppo Reno 3 Pro 5G, nu aveam cutia completă, între timp a venit și m-am gândit că dacă tot am ajuns pentru prima dată în Delta, să le iau cu mine ca să testez camera. Și o să facem rapid un unboxing, după care o să ieșim pe canale și sper ca totul să fie bine în barcă, pentru că n-am mai fost niciodată pe canalele din Delta. Am aici versiunea de 12 GB cu 256 de stocare, deci 12 de RAM cu 256 de stocare, într-o versiune pentru România. Scrie aici pe cutie că acest produs este pentru vânzare în România și mă bucur când producătorii încep să facă pachetele lor adaptate la piața locală, nu doar pentru compliance, să zicem așa, pentru, să zicem, drepturile consumatorului, ci mai ales pentru rețelele de telefonie, mai ales că noi avem rețele de teste în 5G un pic diferite față de alte țări. Trage, rupe, rup. Yes. O să-ți ia, mă. Mulțumesc, asistenta mea. Ambalajul este de un albastru turcoaz și pentru cei care sunt curioși, asta este culoarea mea preferată și mi-ar plăcea să încolantez mașina așa. Dacă aveți astfel de colant la culoarea asta, contactați-mă pentru că eu nu am găsit. Și să vedem ce avem în cutie. Așadar, în cutie avem telefonul și de acum avem și un bumper, o husă, o carcasă, o husă de policarbonat flexibil, quick guide, cheiță, telefonul, înțiplă, pont pentru cei care vor să le desfacă repede, ori tragi de ei sau faci așa și îl glisezi. Asta este un pro tip, adică din experiența mea de unboxing. Mai am o țiplă pe spate. This is very important if the... Aha, și sunt atenționat să păstrez chestia asta pentru în cazul în care am probleme de relații cu clienții sau de protecție consumatorului. Ce bine arată. Ok, ăsta este telefonul, să revenim la el că trebuie să-l reactivez. Iar în cutie am încărcătorul, din câte știu este VOOC și duce, da, 30W. Acesta este încărcătorul rapid. Nu este la fel de rapid ca cel de pe Find X2 Super VOOC 2.0, dar și acesta este o tehnologie VOOC 4.0, mi se pare. Oricum, cu 30W va încărca mai puțin de o oră telefonul de la 0 la 100%. Mai am un cablu USB la USB-C și... căști cu fier. Care arată foarte bine. Și sunt cu verde turcoaz. Tema de pe husă este și aici. Foarte bine. De pe cutie. Seamănă, nu? Cu ce am mai văzut. Nu? Seamănă? Fier alb. Conectorul USB-C. Muzică. Telefon. Gata. O să-l pun în husă și o să-l activez și o să scot camera la treabă pentru că, din punct de vedere performanță, cam știm ce poate. Foarte important, eu sper, știu că este, adică ar trebui să fie cel mai probabil și rezistent la apă. Sper să nu-l scap din mână. Dar ne revedem mai târziu cu imagini filmate și pozate cu Oppo Reno 3 Pro 5G. Apropo, filmarea asta de intro am făcut-o cu Find X2, tot de la Oppo, ca să fie un clip complet cu camerele lor.
și am început să și filmăm. Suntem pe camera frontală. Am aflat că prima dată când te urci în barcă, trebuie să spui șapca invers, ca să nu ți-o ia vântul. Sper doar să nu mă arăt soare pe aici. Cu semn. Cu semn, da. Suntem pe canal și prima senzație e că Delta, într-adevăr, este paradisul. Ce se aude? Se aud chestii. Și se vede superb. Ia uzi-le. Și pe lacul Solomon, unde bate vântul în stuf, apa e limpede, nu feria umflorit și abia așteptăm să vedem lebede, iar până aici am văzut tot felul de stârci gri care au stat și la poză. Cătălin, cât am umblat? Cât am umblat? Timp? Da. Două ore jumate. Ne-a plăcut? Ne-a plăcut. Ți-a plăcut tare? Eu am crezut că a fost 4 ore. Ți-a plăcut? E normal că ne-a plăcut. Am văzut așa. Le luăm pe rând repede, facem repede inventarul. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Ce ai văzut? Ce? Ce ți-a plăcut mai tare? Zi! Ok, vă zic eu. Am văzut așa. Am văzut căluți sălbatici, am văzut pelicani, lebede, lișițe, nuferi. Ce am mai văzut? Am văzut pește. Și pe unul dintre noi au luat somn. Hai că mai bine ne oprim aici. Sperăm că ți-a plăcut. A fost foarte fain. Foarte. Este trebuie să veniți în Delta. Neapărat. Și orice venire pentru prima dată în Delta este doar prima. N-are cum să fie niciodată ultima. Ne-a plăcut foarte tare. Recomandăm și mai venim. Și sper că ți-a plăcut acest mini vlog, să-i spunem așa, filmat în întregime cu Oppo Reno 3 Pro 5G, doar intro-ul cu Find X2 și cam așa se descurcă camera. Pe parcursul filmării am făcut și poze pe care le pun în articolul de pe blog. Am filmat cu camera frontală, cea pe care o vezi acum. Am filmat cu camera de pe spate și am filmat și cu camera de zoom. Ba chiar am făcut și zoom digital pe alocuri 5X, care nu cred că mă pot lăuda foarte tare. Dar pe 1X și 2X eu sunt absolut mulțumit. La fel cum cred că sunt și rațele de pe aici. Arăți foarte bine. Ești super fashion. Fashion. Cam atât de aici din Delta. Ne revedem cât de curând. Nu uita să ne dai mie un like, Ariane un share și Lorenei un subscribe. Urmărește-ne și pe Insta, unde Lorena a postat ca la balamă cu zilele astea, pentru că chiar merită. Numai bine! Suntem în ziua a doua prin Delta Dunării și deja a fost spectaculos. În spate este canalul pe care am venit.
am venit pe Dunavăț, apoi am venit spre Perișor și, și toate poveștile pe care le-ați auzit despre cum acolo e Dunărea și dincolo e Marea sunt adevărate. Sunteți pregătiți? Pentru că am ajuns la Marea Neagră pe Dunăre. Ceea ce mi se pare incredibil. Absolut magic. Miraculos. Toate superlativele care vă trec pe minte sunt adevărate. Este super. Este superb, este o experiență incredibilă. Wow!